Bine v-am regăsit! Astăzi la educație socială vom identifica împreună rolul societății civile, importanța organizațiilor non-guvernamentale și a tipurilor de inițiative cetățenești în comunitățile locale. O resursă pentru clasa a șaptea. Observați imaginea. Unde credeți că își duc părinții copiii? Sigur că da! Atelierul pentru viitor este locul unde copiii învață să se implice în societatea civilă. Ce este societatea civilă? Societatea civilă reprezintă totalitatea organizațiilor și a instituțiilor non-guvernamentale care exprimă interesele și voința cetățenilor. Societatea civilă promovează voluntariatul și încurajează spiritul comunitar prin variate acțiuni ce este sprijinită de instituții ale societății civile precum organizații non-guvernamentale, organizații comunitare, sindicate, organizații religioase, cluburi social-sportive, cluburi civice sau mișcări ecologice. Copiii care fac parte din clubul Atelierul pentru Viitor s-au implicat în soluționarea mai multor probleme din comunitate. Urmăriți exemplele următoare. Analizați cele două imagini. Apreciați, în cazul fiecărei imagini, în ce constă implicarea civică ilustrată. Foarte bine! Prezentați și voi alte două posibilități de implicare civică. Mihnea și Corina fac și ei parte din acest club. Într-o zi au luat la pas localitatea lor pentru a identifica la ce inițiative cetățenești s-ar putea implica. Aceștia au descoperit că inițiativele cetățenești se pot manifesta în diferite domenii: drepturile omului, protecția mediului, administrația locală, protecția animalelor, sănătate, cultură și educație. La sfârșitul zilei, cei doi copii s-au întors la club cu un semafor al comunității. Pentru ei, culoarea roșie o reprezintă sprijinul copiilor refugiați din Ucraina. Culoarea galbenă reprezintă strângerea de fonduri pentru operația lui Mario, iar culoarea verde o reprezintă păstrarea unui mediu sănătos. Realizați și voi un semafor al propriei comunități. De ce credeți că este important să vă implicați în societatea civilă? Care este motivul implicării în acțiuni de voluntariat? Copiii au aflat că în localitatea lor se organizează Târgul Inițiativelor Cetățenești. Acolo îi vor cunoaște pe inițiatorii care aduc o schimbare în localitatea lor și vor să-și prezinte propriul semafor al comunității. Pentru că sunt mai multe instituții care susțin diferite cazuri, s-a organizat un maraton al simțului civic. Fiecare persoană participă pentru susținerea propriei cauze. Încasările de la maraton sunt direcționate către instituțiile participante. Copiii de la clubul Atelierul pentru Viitor sunt printre participanți. Ei ce susțin pentru comunitatea lor? Să știți că au și un plan de rezervă. Dacă nu reușesc prin intermediul acestei participări să-și susțină inițiativa, atunci vor înființa un ONG în acest sens. Dacă voi ați participa la o astfel de inițiativă, ce probleme a comunității voastre ați susține? Prezentați câteva inițiative care au avut loc deja în localitatea voastră. Imaginați-vă că înființați un ONG la nivel local care militează pentru una dintre problemele susținute la maratonul din cadrul Târgului Inițiativelor Cetățenești. Realizați o fișă de prezentare a ONG-ului. Ce trebuie să aveți în vedere? Denumiți ONG-ul, stabiliți scopul acestuia, propuneți un logo potrivit, menționați instituțiile partenere, menționați tipurile de inițiative cetățenești, apoi realizați un afiș reprezentativ în aplicația Canva. Nu uitați,
Orice inițiativă din societatea civilă se bazează pe voluntariat, responsabilitate, implicare sau comunicare. Aceasta este formula implicării civice. Acționați!